Societatea de Transport Public Local de VASRL a anunțat programul după care vor circula mijloacele de transport în comun din reședința de județ în perioada 31 decembrie 2021-2 ianuarie 2022. În weekendul de anul nou, autobuzele vor circula doar pe anumite trasee, la intervale orare mai mari și cu un program mai scurt, iar pe 1 ianuarie nu se va efectua transport public local în municipiul Deva. Așadar, autobuzele Societății de Transport Public Local din Deva vor circula după următorul orar. Vineri 31 decembrie, între orele 5 și 30 de minute și 18 pe toate traseele. Sâmbătă 1 ianuarie, nu se circulă pe niciun traseu. Duminică 2 ianuarie, între orele 9 și 18 pe liniile 2, 3, 6, la interval de 60 de minute și pe liniile 4 și 5, între orele 10 și 22, conform orarului normal, iar pe liniile 1 și 7 nu se circulă. Începând de luni 3 ianuarie 2022, autobuzele Societății de Transport Public Local Deva vor circula după programul normal pe toate traseele.